Sărbările cetății de la Deva, care s-au desfășurat la finele săptămânii trecute, nu au însemnat doar muzică și distracție, ci și colocvii științifice. Astfel, la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva s-a derulat Amfiteatrul Artelor, unde principala tema a fost Conferința Națională, Județul Hunedoara, Studii de Istorie și Cultură Locală. Lucrările conferinței noastre desfășurate la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, Județul Hunedoara, Studii de Istorie și de Cultură Locală. Avem ca invitați o serie de istorici, muzeografi, bibliotecari de la diferite cercetători de la diferite muzee, biblioteci, institute de cercetare din Transilvania în mod special, profesori de la diferite universități. O zi plină de informații noi, cunoștințe noi, vom descoperi anumite detalii, amănunte istorice importante referitoare la istoria străvechiului ținut al Hunedoarei. Despre istoria și cultura locală din județul Hunedoara, în special, și din Transilvania, în general, au prezentat lucrări profesori, cercetători și muzeografi din Iași, Cluj, Sibiu, Arad, Timișoara, Miercurea, Ciuc, Alba Iulia, Cugir, Hunedoara, Brad și Deva, dar și specialiști francezi de la Nancy și Grenoble, aceștia din urmă considerând respectivele zone ca regiunile lor de adopție. Mon sujet, c'est Élisée Reclus, à l'occasion d'un article qu'il a rédigé en 1874 sur la Transylvanie. Donc ce sont deux sujets conjoints qui m'ont intéressé. Élisée Reclus est un personnage d'exception, d'une grande culture et le créateur de nouvelles disciplines scientifiques comme la géographie humaine et la géopolitique. Par ailleurs, la Transylvanie est un peu mon pays d'adoption, ma province d'adoption, pour ne pas faire de transylvanisme. Et j'étais curieux d'avoir une vision de la part d'un compatriote de ce qu'elle était avant que le monde moderne banalise un peu la société ici. C'est une modeste synthèse de ces propos que je me proposais de présenter au public. În cadrul Conferința Națională Județul Hunedoara Studii de Istorie și Cultură Locală au fost vernisate și două expoziții, respectiv imagini istorice din Deva și din Județul Hunedoara și Bacovia 140, cu lucrări internaționale de caricatură portret. Amfiteatrul Artelor a fost organizat de Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate, în colaborare cu Muzeul Național Bruckenthal din Sibiu.